La sfârșitul acestei săptămâni ajungem la sărbătoarea Rusaliilor. Este ceea ce oferă sens bisericii, pentru că este ziua de naștere a bisericii. Esența creștinismului este învierea lui Hristos. Dar din momentul învierii, Hristos le vorbește frecvent apostolilor despre faptul că El va mai fi prezent în forma aceasta de Hristos înviat doar pentru o scurtă perioadă, după care se va duce la Tatăl, unde ne așteaptă și pe noi pentru că ne pregătește lăcaș, dar ne spune, și aici este esențial, nu ne va lăsa orfani. Dumnezeu nu se retrage din această lume, ci rămâne mai departe să o călăuzească și aceasta o face prin Spiritul Sfânt. Spiritul Sfânt, care este o persoană dumnezeiască. În credința creștină, misterul Preasfintei Treimi, așa cum îl numim noi, este un mister în care noi vorbim despre această realitate, că Dumnezeu este unul, dar între persoane, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Sigur, această enumerare de Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt îl pune pe Spiritul Sfânt la urmă, pentru că în cadrul Preasfintei Treimi nu există diferențe, ci egalitate între toate persoanele Preasfintei Treimi. Și cea mai frumoasă imagine pe care o exprimă, cred eu, Sfântul Augustin, este aceasta, că Tatăl este Cel care iubește, Fiul este Cel care iubit, iar Spiritul Sfânt este iubirea dintre Tatăl și Fiul, ca să ne putem face o imagine despre modul în care trebuie să înțelegem relația dintre cele trei persoane ale Preasfintei Treimi. Deci, în ziua Rusaliilor se sărbătorește coborârea Spiritului Sfânt, acel Spirit Sfânt promis apostolilor de către Iisus, că îi va învăța tot adevărul, că le va deschide mintea și inima ca să înțeleagă Scripturile, că nu vor trebui să se preocupe atunci când vor trebui să depună mărturie despre credința lor în Dumnezeu, pentru că Spiritul Sfânt îi va călăuzi la tot adevărul. Acest Spirit Sfânt care se coboară peste apostoli, și dacă vrem să înțelegem cel mai bine lucrarea Spiritului Sfânt în prima comunitate creștină, de fiecare dată când nu ne este clar, este bine să lecturăm Cartea Faptele Apostolilor, pentru că acolo se vorbește frecvent despre acțiunea Spiritului Sfânt. De altfel, și lectura care se va citi în Duminica Rosarilor, prima lectură, este din Faptele Apostolilor, unde ni se spune că ucenicii erau împreună cu Fecioara Maria și cu alte femei adunați în rugăciune, și deodată se aude ca și o vijelie puternică și asupra fiecăruia dintre cei prezenți acolo coboară Spiritul Sfânt sub chipul unor limbi de foc. Este una dintre imaginile care sunt folosite pentru Spiritul Sfânt, pentru că mai sunt și alte imagini pe care le găsim: norul, uleiul, apa, imagini care ne prezintă porumbelul care se coboară la botezul lui Iisus Hristos, simbol al Spiritului Sfânt peste el, imagini care ne ajută ca să înțelegem câte ceva din ceea ce reprezintă acest Spirit Sfânt. Și dacă pornim, de exemplu, tocmai de la această imagine a vijeliei care a fost în momentul în care Spiritul Sfânt s-a coborât la Rusalii peste apostoli, ce se întâmplă după vijelie? Toate lucrurile sunt mutate de la locurile lor. Și este o imagine foarte sugestivă. Atunci când Spiritul Sfânt pătrunde în viața noastră, nu mai rămânem aceiași oameni. Suntem oameni care trebuie să reîncepem o altă viață, și El este tocmai de aceea Cel care este, să spunem așa, sufletul vieții noastre spirituale. O viață în care nu există prezent Spiritul Sfânt este o viață anestă, este o credință care este trăită fără prezența Spiritului Sfânt, este adeseori redusă doar la anumite practici, dar care nu sunt însuflețite. Însă acolo unde este Spiritul Sfânt există bucurie, și cele mai frumoase efecte ale prezenței Spiritului Sfânt le găsim în epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. În capitolul 5, versetele 22 și 23, Apostolul ne arată care este roada Spiritului. Sunt enumerate acolo 10 roade ale Spiritului Sfânt: bucuria, bunătatea, fidelitatea, bunăvoința, adevărul. Deci, la Rusalii, noi trebuie, de fapt, să ne dăm seama de ce aparține bisericii până la urmă, pentru că dacă Rusalele este ziua de naștere a Spiritului Sfânt, înseamnă că este ziua de naștere a bisericii prin Spiritul Sfânt, înseamnă că biserica nu ar fi putut să, și nu și-ar avea sensul dacă Spiritul Sfânt nu ar fi prezent în ea. Și atunci, pornind de aici, putem să înțelegem sensul bisericii și în societatea actuală.
Acum, a vorbit despre Spiritul Sfânt, o putem face teoretizând sau încercând să exprimăm relația noastră pe care avem cu Spiritul Sfânt. Și una dintre cele mai frumoase prezentări ale Spiritului Sfânt le avem în acea rugăciune pe care noi o rostim înaintea Sfintei Liturghii, începând de la Rusalii până în momentul învierii, când vor fi rostite alte rugăciuni, și care este foarte cunoscută în popor, rugăciunea Împărate Ceresc. Și aici ne este prezentat, de fapt, Spiritul Sfânt, care este un împărat. Ori împăratul are rolul de a fi stăpân. Deci Spiritul Sfânt vrea să fie stăpân peste viața noastră și să ne ajute și pe noi să fim stăpâni, pentru că suntem chemați la libertate de Dumnezeu. Un om liber este un om care este stăpân și nu unul care este sclav al diverselor porniri sau patimi. Deci Împărate Ceresc este rugăciunea care ne prezintă pe Spiritul Sfânt stăpân peste viața noastră, sau ceea ce ar vrea să Dumnezeu să devină Spiritul Sfânt peste viața noastră, Mângâietorule, spunem după aceea, Mângâietorul. Cel care ne arată că, de fapt, în momentele în care nouă ni se pare că suntem singuri, nu suntem singuri, ci Dumnezeu ne poate trimite mânghierea sa, tocmai pentru a avea curaj și să nu intrăm în starea aceasta de busolare, de decepție, de depresie sau atâtea stări pe care le vedem tot mai prezente în societatea zilelor noastre. Spirit al adevărului este numit după aceea. Adevărul esențial pentru a putea să trăim ca și oameni liberi și esențial și pentru a putea corecta acele devieri din viața noastră. Suntem într-un an centenar, un an în care este foarte important să se spună adevărul și despre actorii care au contribuit la acest moment al Marii Uniri Naționale, și în această privință biserica noastră greco-catolică a fost un actor principal, chiar dacă astăzi se încearcă să se arate că de fapt ea a avut doar o contribuție lipsită de importanță, a fost unul dintre factorii decisivi care au contribuit la această unire. Care pretutindeni ești? Spiritul lui Dumnezeu sau Dumnezeu mereu prezent și dorind să ocupe orice spațiu, în special din sufletul nostru, dar și în această lume. Dacă Dumnezeu ar fi pus în toate lucrurile, cu siguranță că lumea ar fi mai puternică. Vistier al bunătăților. Când mergem în magazinele acestea pline de bunătăți și vedem câte sunt acolo, cu atât mai mult aceste bunătăți spirituale pe care Spiritul Sfânt ni le poate oferi ca și un bun administrator și dătător de viață. Este ceea ce este esențial, sau așa cum îl mărturisim și în cres pe Spiritul Sfânt. El este cel care dă viață, dă viață nouă, dă viață bisericii, dă un alt impuls vieții noastre și putem să trăim o altfel de realitate. Vino și te așează într-un noi. Este rugăciunea pe care trebuie să o rostim zi de zi la Spiritul Sfânt. Asta să cerem, ca să înțelegem ceva, să vină să se așeze în noi, pentru a putea cu adevărat ca viața noastră să fie trăită într-o altă dimensiune, în dimensiunea aceasta divină, și ne curățește de toată întinarea și ne mântuiește sufletele noastre. Aici spunem două realități adevărate. În primul rând că noi suntem toți păcătoși și avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru a deveni curați, și Spiritul Sfânt ne poate ilumina în această privință ce pas să facem pentru ca viața noastră să fie din nou curată. Iar mântuirea nu este cucerirea noastră, indiferent de cât de bune asceți, rugători sau împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu am fi, ci este darul lui Dumnezeu, și de aceea cerem ca Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Deci, iată, pornind de la o rugăciune pe care adeseori, sau poate sunt credincioși și cu siguranță că cei care cunosc puterea credinței o rostesc zilnic, dar poate nu de fiecare dată conștientizează importanța prezenței, iată, Spiritului Sfânt în viața lor. Și mai este un aspect care iar nu trebuie să-l trecem cu vederea. Spiritul Sfânt nu vine doar așa ca și o emoție în viața noastră, ci El vine cu daruri, sau defini 7 daruri are Spiritul Sfânt. Înțelepciunea, și aici nu trebuie să ne gândim la acea înțelepciune care provine din învățarea lucrurilor prin experiență sau din știința pe care o dobândim la școală sau în formarea noastră profesională, ci este acea înțelepciune care ne face să privim totul cu ochii lui Dumnezeu. Aici ne putem uita, de exemplu, la Solomon, care în momentul în care este uns rege, nu cere decât un singur lucru, ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune pentru a putea cu adevărat ca să trăiască o viață profund echilibrată. Dacă ne uităm la câte dezechilibre
există în lumea de astăzi, cred că tocmai această înțelepciune nu este valorizată așa cum trebuie. După aceea este înțelegerea, un alt dar al Spiritului Sfânt. Și înțelegerea nu înțeleasă iarăși ca și a ne înțelege bine unul cu altul, ci înțelegerea a pătrunde în profunzimea lucrurilor, a vedea adevărul care se ascunde în spatele tuturor realităților sau, așa cum spunem noi în biserică, a privi cu ochii lui Dumnezeu sau din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile și atunci le privești din perspectiva corectă și reușești să le înțelegi. După aceea este sfatul și știm cu toții când suntem în momentele de cumpănă din viața noastră cât de greu ne este să găsim o soluție dacă nu avem o persoană sau mai multe care ne iubesc și care ne sunt aproape cu un sfat bun care câteodată poate să fie așa ca și o lumină care vine pentru viața noastră și ne ajută să putem ieși din impas. După aceea este știința și aici la știință iarăși nu trebuie să ne limităm a crede că știința înseamnă doar ceea ce astăzi este văzută ca știință, adică ceea ce se descoperă prin experimentare. Știința este din nou a privi din perspectiva lui Dumnezeu, cel care este creatorul la toate și care a știut de ce a rânduit lucrurile și a le așezat toate lucrurile în ordinea lor firească și naturală. Un alt dar, după aceea, este tăria. Cât de multă nevoie avem în momentele de încercare să avem această dorință de a lupta mai departe, să nu abandonăm, să știm că putem să mergem înainte până când, sigur, nu mai avem resurse, dar adeseori nu. Și aici se vede diferența nu dintre eroi și martiri și restul oamenilor, pentru că tot avem aici la Sighe și martiri și eroi ai neamului. Ei au fost cei care au avut tăria de a merge până la capătul zilele lor pe drumul în care ei au crezut. Dacă ar fi abandonat, atunci, sigur, pentru noi nu ar fi fost un bun exemplu, dar nici n-ar fi putut să vedem din mărturia lor, de fapt, cât de important este să ai un crez și să-l urmezi până la capăt, pentru că prin aceasta arăți oamenilor că sunt valori care nu trec odată cu această viață. Deci tăria, un dar al Spiritului Sfânt care ne ajută să putem cu adevărat să fim dăruiți în ceea ce facem și să avem încredere că dacă este cu conștiință curată făcut acel lucru și în deplină convingere că mergem pe calea cea bună până la capăt, putem să ieșim învingători, dacă nu împlinindu-ni se ceea pentru care noi luptăm, atunci cel puțin prin mărturia pe care o dăm celorlalți că crezul nu trebuie să fie abandonat. După aceea, iarăși, un dar important care este legat de o bună cunoaștere a lui Dumnezeu, este evlavia, un dar al Spiritului Sfânt care arată recunoașterea lui Dumnezeu ca fiind ceea ce de fapt este, creator al nostru, stăpân al vieții noastre, căruia omul îi datorează acest respect, închinare. Chiar spunea Apostolul Pavel așa frumos pe finalul Faptelor Apostolilor, atunci când era într-un, am putea spune, fel de naufragiu îndreptându-se spre Roma, el vorbea celor care erau acolo împreună cu el în acel naufragiu despre Dumnezeul în care el crede și căruia el îi se închină. Față de Dumnezeul care ne-a creat, noi trebuie să avem această evlavie, această cucernicie față de El și care înseamnă o blândețe, o liniște sufletească, pentru că avem o relație cu un Dumnezeu pe care îl cunoaștem. Și un ultim dar al Spiritului Sfânt, care este frica de Dumnezeu și care nu trebuie înțeleasă ca și teamă, pentru că Dumnezeu ne iubește și niciodată nu ți este teamă de Cel care te iubește, ci trebuie înțeleasă ca și acel respect, pentru că recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân al vieții noastre și noi suntem creaturi și, de fapt, în felul acesta ne punem din nou în relația firească care trebuie să fie între un tată și fiii lui. Deci, atât iarăși, reflectând și asupra acestor daruri ale Spiritului Sfânt, cum viața noastră poate să capete o nouă dimensiune. Pe urmă, iarăși, ceea ce este foarte important, dacă ne uităm ce se întâmplă după ce cu Spiritul Sfânt se coboară peste apostoli. Ei ies și încep să predice popoarelor venite la sărbătoare, pentru că era sărbătoarea Rosariilor,
și în lumea iudaică, și poate și acest lucru trebuie menționat, în lumea iudaică la Rusale se sărbătorea acel legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu Moise, legământ pe muntele Sinai, și în același timp se sărbătorea și această pârgă, era începutul secerișului și era aceste prime roade, cum se numesc în limbajul nostru, pârgă, care erau oferite lui Dumnezeu ca și mulțumire pentru că Dumnezeu a binecuvântat din nou poporul cu darurile sale și le-a dat cele necesare pentru viață. Deci poporul era prezent acolo la Ierusalim pentru această sărbătoare ca să aducă mulțumire lui Dumnezeu, și după ce Spiritul Sfânt se coboară peste apostoli, ei ies și încep să le vorbească mulțimilor despre Dumnezeu într-un mod în care până atunci nu au avut curajul să o facă pentru că le era frică, și ceea ce este surprinzător, fiecare reușește să înțeleagă în limba sa proprie, iar în fragmentul din Faptele Apostolilor se spune că erau cel puțin 12 limbi sau 12 reprezentanți ai limbilor vorbite în perioada respectivă. Și aici putem să vedem acea diferență între Rusalii, care înseamnă ca toți oamenii să înțeleagă, și Babel, unde oamenii nu mai reușesc să se înțeleagă unul cu altul, deși până atunci au vorbit aceeași limbă, ceea ce arată că orgoliul omenesc face ca oamenii să se distanțeze, să se îndepărteze unul de celălalt, în timp ce Spiritul Sfânt care vine în viața noastră ne permite ca să ne înțelegem, chiar dacă avem gândiri diferite, filozofii diferite de viață, vorbim limbi diferite sau suntem educați în mod diferit. Tocmai de aceea a trăi bine sărbătoarea Rusalilor înseamnă de fapt a reînsufleți viața noastră spirituală. A avea o relație zilnică cu Spiritul Sfânt înseamnă a nu trăi doar o credință formală și o religiozitate din aceasta redusă la ritualism, ci a face ca tot ceea ce noi credem să se regăsească în viața noastră. Și asta ar fi cea mai frumoasă lucrare a Spiritului Sfânt în viața noastră, dacă ne-am deschide inima și am conștientizat toate aceste lucruri și am permite lui Dumnezeu să ne transforme. Atunci, într-adevăr, am putea să fim, așa cum spune Iisus, puțin aluat, noi creștinii, care, după cum se vede, avem din ce în ce mai puțină influență asupra societății, însă Iisus ne încurajează, ne spune să nu ne temem, turmă mică, pentru că nouă ne-a dat Dumnezeu această putere de a fi convingător și lumină pentru lume, sau ne spune că puțin aluat este suficient ca să dospească toată frământătura. Ori în lumea aceasta frământată, dacă creștinii ar fi acel aluat puțin care ar putea să îi ofere o nouă perspectivă, o perspectivă care vine din adevărul care este Dumnezeu și din speranța pe care El o sădește în inimile celor credincioși, lumea aceasta ar fi mai frumoasă și creștinii și-ar recâștiga din nou locul pe care ar trebui să îl aibă în această lume. Și aceasta este lucrarea Spiritului Sfânt, și sărbătoarea Rusalilor ar trebui să ne deschidă spre această speranță, ca să nu mai vorbim de faptul că duminica imediat următoare după Spiritul Sfânt, după Rusalii, după coborârea Spiritului Sfânt, este Duminica tuturor Sfinților, pentru că Sfințenia este un dar al Spiritului Sfânt. Dar Sfințenia începe cu o relație bună cu Dumnezeu, și asta ar trebui să facă toți oamenii care cu adevărat se mărturisesc a fi credincioși lui Dumnezeu. Care este rânduiala bisericii în ziua de Rusalii? Se oficiază slujbe? Sunt așteptați credincioșii la biserică? Bineînțeles, fiind o sărbătoare împărătească, adică este sărbătorită în una dintre persoanele Preasfintei Treimi, este liturghie, se rostește din nou acea rugăciune care v-am spus, Împărate Ceresc, acum până în această perioadă de la Paști nu s-a rostit această rugăciune, și este după rânduiala specifică sărbătorii cu cântări speciale care fac referire la prezența Spiritului Sfânt în viața noastră. Credincioșii, tocmai datorită faptului că în ultima vreme a devenit o sărbătoare care este legată și de zile libere, nu? Pentru că este mini-vacanța de Rusalii, așa cum ne amintește întotdeauna presa. Sunt prezenți la biserică atâția cât să rămân în zonă, pentru că dacă este mini-vacanță, trebuie să evadez din spațiul în care trăiești în viața de zi cu zi. Însă, cei care cu adevărat vreau ca să înțeleagă ceva din viața bisericii, sunt invitați ca să reflecteze și să fie prezenți și să se roage, pentru că Spiritul Sfânt este un dar care ne poate ajuta să ne trăim mai bine credința.
Spuneați că vin la biserică cei care rămân de obicei în zonă. Cum este în ultima perioadă relația sighetenilor cu biserica? Vin la slujbă duminica, participă la slujbă în zilele de sărbătoare? Participă la slujbă în zilele de sărbătoare și vin, sigur, cu oscilații care poate câteodată sunt explicabile, adică în timpul verii este perioada vacanțelor și lumea mea pleacă în alte părți. În timpul iernii, dacă nu este suficient de cald în biserică, deja avem pretext ca să lipsim, dar în jurul sărbătorilor încă mai vin la biserică, poate nu așa cum ne-am dorit, pentru că, sigur, ar fi de dorit ca toți oamenii care se mărturisesc a fi credincioși să și practice cultul pe care îl mărturisesc a-l avea. Se observă, sigur, o oarecare scădere a prezenței la biserică și lucrul acesta cred că merge în ton cu ceea ce se întâmplă în toată societatea, pentru că oamenii devin mai individualiști și atunci nu mai au nici simțul apartenenței la o comunitate sau nu mai înțeleg de ce nu se pot ruga și acasă, deja încep, nu, cu astfel de gânduri că doar tot același lucru este, deși cine înțelege sensul și rostul bisericii și tocmai la Rusalii se naște biserica, ar putea să vadă că doar în rugăciune comun, așa cum erau apostolii, se pot dobândi cu adevărat darurile care să ne ajute să mergem înainte ca și comunitate. Noi știm că, dincolo de munca noastră, care este de a semăna cuvântul lui Dumnezeu, este și harul lui Dumnezeu care lucrează în sufletele oamenilor și, adeseori, acest har nu poate să fie calculat și nicio statistică nu-l poate cuprinde, pentru că el lucrează în inima fiecăruia după cum el se deschide. Cum trebuie să ne pregătim din punct de vedere spiritual pentru ziua de Rusalii și pentru slujba de duminică? Păi, din punct de vedere spiritual, în primul rând trebuie să fim prezenți, nu, la serviciile pe care biserica le oferă credincioșilor, pentru că sunt servicii în care îl întâlnim pe Dumnezeu și după aceea să venim cu inima deschisă, ca să vedem ce vrea de Dumnezeu de la viața noastră, ce vrea Spiritul Sfânt să facă cu viața noastră, cât de serios suntem în această relație cu Spiritul Sfânt, cât de mult îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră și acest lucru implică, sigur, un drum de convertire, dacă nu suntem pe calea cea bună, sau un drum de a ținti și mai sus, dacă deja ne-am pus pe drumul acesta al convertirii, pentru că în viața spirituală nu există obiectiv final decât atunci când ajungi în cerul înaintele Dumnezeu. Până atunci, întotdeauna poți să faci mai mult, mai bine și aceasta te face, de fapt, să crești și în sfințenie și în merite înaintea lui Dumnezeu. Deci, fiecare are posibilitatea să își analizeze viața, să vadă unde se află și apoi de acolo înainte să își configureze traseul care îl are de parcurs pentru a ajunge să crească în înțelepciune, în har și în cunoașterea lui Dumnezeu.